Asta e o întrebare la care e greu de răspuns prin da sau nu. Sigur că este rege al României, asta înseamnă că este român. În același timp a rămas german, e și german și român. E un rege altfel decât supușii lui, asta am schițat și în cartea mea. A venit aici cu valori care erau și comportamente care erau prea puțin prezente în societatea românească. Disciplină, rigoare, punctualitate, spirit de organizare, exact ceea ce cam lipsea românilor și a spune că nici astăzi nu... Deci el și-a asumat exact ce trebuia să își asume. Sigur că și-a asumat identitatea spațiului românesc, dar așezându-se totuși deasupra celorlalți, a fost un simbol. Asta s-a și dorit. Deci românii au dorit un principe străin și n-au dorit un principe străin care să se românizeze pe de-a întregul, cum să spun. Au dorit pe cineva care să devină român, cu odată ce ești rege al României. Bineînțeles că ești într-un sens cât se poate de român, dar în același timp să-și păstreze totuși distanța față de societatea românească. Da, un anume rol cu siguranță că a jucat, fiindcă vedeți ce se întâmplă cu Carol I, după eclipsa din perioada comunistă, după un număr de ani și după 1989, când nu e chiar atât de prezent în imaginarul istoric al românilor, a urmat o revenire rapidă a lui Carol I, deci acum într-adevăr e perceput ca una din marile personalități ale istoriei românești, statuia lui e iarăși prezentă în fața Palatului Regal și există legat în bună măsură și de Carol I, dar nu numai de Carol I, mitul acesta al germanului, care înseamnă, cum spuneam puțin mai înainte, disciplină, rigoare, organizare, eficiență, exact ceea ce lipsește românului. Sigur că asta a contat într-o bună măsură, într-o măsură apreciabilă și în alegerea lui Klaus Iohannis. Da, deci a fost o campanie incorrectă din acest punct de vedere, insistența pe etnie, pe ortodoxie, pe alteritatea celuilalt. Au fost niște lucruri nu prea potrivite cu epoca în care ne aflăm și cu valorile pe care pretindem că le promovăm.